Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem astăzi chiar bucuroși pentru că vă putem oferi un excurs cultural absolut deosebit. Nu știu dacă vă spune foarte mult ideea de satul bănățean, muzeul satului bănățean din Timișoara. Dar sunt sigură că v-ați aflat de la invitata mea specială, care este profesor doctor Maria Hadiji, totodată artist plastic, veți afla multe, multe detalii. Și cum acest loc muzeistic emblematic pentru toată perioada existenței Banatului în mediul rural, sigur, lucrurile sunt foarte complicate, există multe paliere, nu le vom putea cuprinde pe toate, dar vom afla cu bucurie că se întâmplă lucruri spectaculoase aici, la Muzeul Satului Bănățean, expoziții de marcă, cu caracter de unicitate, elemente de interculturalitate, dar în formulă concretă, prin ceea ce se poate vedea, ceea ce se poate dovedi, prin documente, veți afla lucruri interesante despre documente din istoria existenței Timișoarei. Și pentru că invitata noastră lucrează pe mai multe planuri, deci în același timp este și sculptor, este și artist în ceramică, dar este și artist plastic. Sigur că implicarea sa în organizarea acestor expoziții absolut diferite și interesante sunt două elemente care îi justifică această performanță. E o implicare cu performanță, vă asigur. Așa că mă grăbesc să-i spun bun venit. Bun venit în emisiunea noastră, doamna Maria Hadiji. Bine v-am găsit. Este o bucurie, spuneam. Eu am rămas impresionată de câte elemente noi am aflat de la dumneavoastră și să nu uităm să punctăm anumite perioade din existența culturală a Banatului și a Timișoarei pe care poate nu toată lumea le cunoaște și care sunt reale, sunt și impresionante. Ne oprim, poposim, ne imaginăm că suntem la Muzeul Satului Bănățean, unde dumneavoastră sunteți șef de secție expozițională. Înțeleg că sunt două secții și e o secție pe care o coordonați. La secția pe care o coordonați, fiind vorba de expoziții, haideți să ne imaginăm că suntem în fața celor mai recente expoziții și pornim de la actualitate. Știu că e o expoziție care va dura mai mult timp, deci dacă o prezentăm, există poate interesați care pot să meargă să o vadă. Da, în primul rând este vorba de Banatul Otoman, restituiri culturale. Este o expoziție etnoarheologică deosebit de interesantă și care aduce în prim plan atât trecutul acestui teritoriu, respectiv Banatul, zona Timișoarei, cât și perpetuarea anumitor influențe străine în cultura populară deci, bănățeană. Au rămas niște semne ale perioadei când aici a fost o stăpânire turcească și haideți să le luăm pe rând. Sigur, le tratați din punct de vedere arheologic, da. Probabil o interesantă referire la ceea ce a rămas. Pentru că sunt două culturi absolut diferite, cultura europeană, cultura noastră și cultura lor. Da, expoziția a avut ca pilon central acest aspect. Am mers de la perioada cuceririi otomane, administrației otomane în Timișoara. Noi știm că a existat vilaietul Timișoarei, a existat o administrație de 164 de ani, care bineînțeles că s-a perpetuat în
în tot ceea ce înseamnă tradiție, viață și chiar viață spirituală și culturală a acestei... Care sunt semnele pe care le-au descoperit și arheologii și alți cercetători din această perioadă de 164 da, de ani? În primul rând, noi am lucrat, asta vreau să subliniez, că am lucrat la această expoziție. Nu este o expoziție care aparține doar Muzeului Satului Bănățean. Poate muzeul a fost rolul, a avut rolul catalizator în realizarea acesteia și unificator în același timp. Am lucrat cu mai multe instituții din oraș. Normal, și da. Nu numai, și din afară. Da, văd că... Este vorba de Universitatea de Vest, Facultatea de Istorie, Litere, Istorie, Teologie, cred că se numește astăzi. Am lucrat de asemenea cu Facultatea de Arte și Design, pentru că trebuie să subliniem faptul că tot ce înseamnă parte de design la expoziție a fost făcută împreună cu secția de design de la Facultatea de Arte de din Timișoara. Da. Domnul profesor Zegrean a fost alături de noi în tot acest periplu pe care ni l-am propus. Și probabil că și arheologi istorici. Da, bineînțeles, am avut și consultanți pe parte de arheologie, inclusiv domnul manager, care este și conferențiar universitar și arheolog în același timp, Dorin Micle, proaspăt manager al muzeului, dar în același timp un om deosebit care a realizat în scurt timp lucruri extraordinare. Am reușit să facem această expoziție pentru că ambii suntem curatori ai expoziției. Eu pe parte da. De deci este etnografie o expoziție și referitoare la perioada otomană. Aici rulează diverse imagini și văd că începe cu niște da, aici, diplome. Așa cum conveniserăm, sunt câteva diplome legate de activitatea mea științifică, pentru că eu la bază sunt istoric, am terminat o facultate de istorie, un doctorat pe arheologie. Participări la diverse activități, simpozioane, conferințe. Sigur că da, și asta sigur vă certifică și vă identifică în această aici funcție. Chiar avem o imagine despre această expoziție. Banatul este vorba, Otoman. Da, este așa. Vorba de afișul expoziției. Concret, știu de un dans special care s-a păstrat. Concret, din perioada da. Otomană, ce putem vedea? În primul rând, descoperirile din săpăturile arheologice realizate da. Între 2013 și 2020 în localitatea, în Timișoara, în Piața Libertății, Sfântul Gheorghe, chiar și la Ceacova. Avem descoperiri arheologice, începând de la unelte din fier, diferite obiecte de ceramică, pipe din ceramică, chiar pantofi, tălpi de pantofi din piele restaurate, tot de Facultatea de Artă și Design. Aici am lucrat cu doamna Heidi Kish pe parte de restaurare și da. Ne-a adus aceste piese în, iată că avem aici chiar imaginea. Este o expoziție spectaculoasă pentru că am îmbinat aceste două laturi, etnoarheologia, și am mers așa ca o linie în timp și am văzut ce a fost și ce a rămas. Asta voiam și asta am vrut să și prezentăm rămas, contextual. Care erau să spunem, elementele notabile din viața la 1000 și de ani, după atâta vreme, ce importanță mai au? Dacă a rămas ceva care să fie un semn, un da, element preluat? Sigur că da, tocmai asta am încercat să avem în vedere și să expunem în cadrul expoziției. Au rămas urme ale culturii materiale, au rămas în portul popular bănățean, care este unic în țară, tocmai datorită acestei... Vă referiți acestei... la coloristică sau nu, la mă refer la modele. Elementele care compun acest port, pentru că găteala capului este deosebită și nu numai, avem și elemente, componente, accesorii ale portului, cum este opregul bănățean, care este... Preluat? Avem influențe, avem opreg cu bani.
Deci este un oprec cu bani care nu se regăsește în alte zone ale țării. În alte zone, da? La fel, și considerați la capul... că este o preluare din perioada da, respectivă. Da, este o preluare, având în vedere contextul existent, având în vedere influențele care există, având în vedere portul și din alte zone ale Orientului. Ah, deci s-au făcut niște coroborări și bineînțeles că aceste lucruri sunt deja sigure. Și piesele importante din colecția Muzeului Satului Bănățean, piese de port, de găteala capului, care sunt de o spectaculozitate extraordinară. Adică, nu știu dacă avem aici niște imagini chiar din expoziție și cu aceste elemente de port, dar probabil că o să ruleze și o să vorbim de tulbent, care este iarăși un tulbent cu bani, căpița cu bani, opregul despre care opregul am vorbit, cingătoarea cu bani, da. Cu bani, deci niște elemente cotrența așa de, cu bani, să le spunem, de strălucire cumva. Da, erau. Și foarte interesant că aceste piese se tezaurizau, deci tot ce ține de parte de... Da, chiar asta voiam să vă întreb, erau din aur? Regăsim, avem și piese din metal comun, dar din avem metal. Și piese... deosebite. Da? Da. Argint, aurit, adică rămas, băgat da? Într-o baie galvanică sau pur și simplu piesele. Ah, da. Dar interesant este aspectul în care ele au fost create, pentru că avem piese care merg de la Maria Tereza și până la, în aceeași piesă despre care vorbim, până la Mihai I, de exemplu. Avem piese în care avem monede turcești. Avem două piese spectaculoase și de excepție. Care au fost găsite. În care monede, avem da. Incluse și, nu numai monede turcești, dar avem și monede turcești. Și din viața turcești. Administrativă a vremii, dacă a rămas ceva? Din viața totuși administrativă, 164 de da, ani. Elemente de exploatare, deci vorbim de exploatarea fierului, e pe zona aceea Oravițe, unde au fost tot felul de exploatări. Avem fragmente de zgură, avem ce s-a găsit și ce am putut să recuperăm, pentru că v-am spus că am lucrat și cu alte instituții din normal, teritoriu. Pentru a da o imagine complexă și din punct de vedere, hai să spunem, cultural. Și din punct de vedere cultural, ca și mentalitatea epocii, avem clar obiceiul băutului cafelei, fumatul, pipa, avem aici chiar niște piese în care... Expoziție de, da. Asta și... e o altă expoziție împreună cu Muzeul de la Baia Mare, Muzeul de Artă. Este vorba de o expoziție de artă în care am încercat să aducem în atenția publicului filonul acesta etnografic care s-a păstrat, s-a păstrat în influențele care artistice. Care e povestea dansului de care îmi spuneați? Da, am avut și un moment artistic inedit și interesant. Am invitat un dansator de sufi care a susținut, a performat dans sufi. Sufi. Da, de ce dans sufi? Pentru că, bineînțeles că a existat și o viață religioasă în această zonă, deci are a vilaietului Timișoarei. Da? Și au fost aduse tot felul de ordine de călugări care au existat și au trăit pe acest teritoriu și existau și acest ordin al călugărilor care făceau aceste dansuri dar de derviși. Dar să înțelegem că nu e religios. Un dans nu, este un, distractiv. Nu, este un dans religios. Conotație religioasă. Da, da, anumite da. Mișcări probabil sunt este specifice. O rotire continuă care te introduce cumva într-un... într-o zonă de transă religioasă. Aha. Și întotdeauna țin mâna una în sus, îndreptată spre cer, spre, și una jos, îndreptată da, spre divinitate. Vreau să vă întreb dacă au rămas și documente scrise, de exemplu, din perioada respectivă, sigur, fiind perioada administrativă normală. Da, noi am găsit niște manuscrise vechi, este vorba de o gramatică scrisă în limba arabă, deci e vorba chiar de sintaxa limbii arabe, dar asta ne-a parvenit dintr-o colecție particulară, este vorba de Asociația Românilor din Balcani, condusă de domnul președinte Ioan Birta, care are o colecție extraordinar de valoroasă, care conține foarte multe documente, nu neapărat din această perioadă. Da, și dar noi ne referim acum la perioada turcească. Da, cu bunăvoința dânsului. Nu, n-au rămas acte, nimic de perioada. Noi nu am... Deci, am încercat să aducem în
vizorul publicului tot ceea ce are o poveste, adică contextualizat. De exemplu, aici vedeam o imagine cu... Da, aici avem, aici este un alt eveniment al muzeului realizat de mine. Este vorba de un proiect cultural mai complex și amplu, Anotimpurile satului românesc. Este o încercare de a pune în scenă ritualuri vechi. Toate așa ritualurile... Cum, da. Cum este da, cel al nopții de sânziene. Și am avut... Rurale, vă referiți. Da. Deci, expoziția aceasta, Banatul Otoman, este practic o reconstituire și o redare a unei părți din viața Banatului, din perioada otomană. Sigur, sunt și date istorice, se știe că specialiștii găsesc destule detalii dacă sunt interesați. Sigur că da, sigur. Mai trecem din când în când pe lângă așa numită casă, căsuța aceea, unde se spune că ar fi fost Eugeniu de Savoia și iată, se încheie o perioadă, se încheie în felul acesta perioada otomană. Avem și un element de arhitectură în această expoziție. Este vorba de un bust ridicat de prinzonierii turci după cucerirea Banatului de austrieci, tot din zona Oraviței, care are, cred că, pe puțin 600-700 de kilograme și am reușit da? Să-l aducem. Da? Din ce e făcut? Din piatră. Din piatră? Da. Și dăi, normal că dăi nu e de atâta, atâta vreme. Și l-ați avut în expoziție. Este în expoziție. Este încă în expoziție. Este în expoziție, da. Lumea va putea Va rămâne un an de zile expoziția până în 15 decembrie, când o vom înlocui cu alta, și anume Banatul Habsburgic. Mergeți pe etape istorice, da, firește. Da. Foarte frumos această reconstituire muzeistică a istoriei Banatului. Se întâmplă, deci, acțiuni de anvergură largi, vorbeam de cultură și interculturalitate aici la Muzeul Satului Bănățean, unde poate cineva și-ar imagina că sunt doar exponate din viața rurală, să zicem, în urmă cu 100-200 de ani. Dar de unde lucrurile văd că sunt mult mai vechi și se încearcă o îmbinare între obiectele expuse, locuințele respective și redarea lor într-o formulă modernă, acum expozițională și iată și în format video. O altă expoziție, spuneați o altă expoziție care încă există, da, asta a fost un proiect care s-a terminat, a fost în iunie 2023. Vreau să subliniez că am încercat să aducem în atenția publicului cât mai multe și mai diverse expoziții, având în vedere că Timișoara a fost capitala europeană a culturii și cred eu că am reușit prin tot ce am făcut. Și una dintre expozițiile importante ale muzeului, care încă este și am prelungit-o pentru încă o lună, este realizată împreună cu Muzeul de Artă de la Baia Mare. Curator, domnul manager al muzeului, Robert Strebeli, și muzeograf Raluca Pop, am adus doi artiști de excepție ai artei românești. Este vorba de Vida Gheza și de Mihai Olos, pictor și sculptor. Și s-a prelungit expoziția. Și s-a prelungit până la sfârșitul lunii. Să o poată vedea până la sfârșitul lunii, da. Pentru a o viziona. Ea este o expoziție itinerantă, va pleca la București, la Muzeul Țăranului Român. De aici. La Muzeul Țăranului Român, da. Sunt două nume reprezentative, două să zicem, puncte de reper în domeniul acesta al artei sculpturale și sigur e foarte bine că poate fi văzută și la Timișoara. În esență, aici aveți o suită de proiecte pe care le stabiliți cu minuțiozitate, cu foarte mult timp înainte, cred, și aș vrea să nu trec peste faptul că dumneavoastră, ca persoană, aveți la rândul vă expoziții personale, expoziții artistice, dacă tot vorbeam de expoziții. Ați putea să le definiți care,
ce ordine au? Sculptura, ceramica, pictura? Cum le luăm? Da, am început cu pictura. Am terminat școala de arte în Timișoara și am continuat cu sculptura. Am făcut și un masterat pe sculptură ceramică. E mai rar pentru ființele feminine să treacă la sculptură, știi? Da. Dar iată că se poate. Și în expozițiile pe care le-ați făcut, ce ați prezentat? Ceramică? Eu am aici un... Da, am prezentat și catalog. Acrilic și pouring. Sunt mai multe tehnici pe care eu le-am abordat, dar în mod special tehnică mixtă. Tehnică mixtă, da? Realizez, da. Dar în și ceramică? Sculptură. Modelaj ceramic. Aici, cât se poate, modelaj vedea? Ceramic... Bine, sunt mai multe tehnici, fie este vorba de modelajul liber, fie este vorba de amprentări. Aici avem și niște amprentări, avem și modelaj liber, avem multiplicare în tipar, deci sunt mai multe tehnici pe care eu le folosesc. Aici Dar este o expoziție care a fost la Bruxelles. Sunt tehnicile tradiționale în ceramică pe care le... Astea sunt pe care eu le sunt utilizez. Tradiționale. Tradiționale, modelajul liber, modelajul liber sau la roată. Eu la roată nu lucrez, fac da. Modelaj ceramic. Doar modelaj. Da, dar cochetez și cu asta pe viitor. Dar pentru asta trebuie de să foarte, și achiziționez da. Și niște avut ustensile. Da? Am avut mai multe expoziții. Asta, aceasta pe care o desfășurați dumneavoastră, da? Este o ultima este personală. Festival. Da, în cadrul unui festival amplu tot de ziua Capitalei Europene a Culturii 2023 și expoziția mea împreună cu un coleg din Serbia, un coleg pictor, unde a deschis loc? Acest la Galactic Tic, nu, da? La Centrul de Proiecte din Timișoara. La Centrul de Proiecte, în cadrul Timișoarei organizată culturale. De Asociația Negura, doamna Alina Mafa, colegă și colaboratoare. Are așa o deschidere Via Lactea. Adică... Da, au fost mai multe evenimente diverse în cadrul acestui festival, a ținut mai multe zile. Tocmai pentru a marca această mișcare. Ce se întâmplă cu lucrările ceramice și sculpturale pe care le realizați, le expuneți și apoi unde rămân? Într-un colț al muzeului sau... Nu, lucrările mele nu au legătură cu muzeul. Astea sunt două linii paralele pe care... Paralele, da. Da, sunt lucrări care au rămas în diferite galerii, sunt lucrări... A, deci au rămas în galerii. În, da, noi nu avem da. O galerie de ceramică, sunt nu, galerii nu. Combinate mixte, în muzee, da, da, da. De exemplu, am lucrări în diverse spații neconvenționale, ca de exemplu un centru de diagnoză RMN. Nu, dar asta vreau să zic, deci am încercat să duc lucrări de artă în diferite zone care nu țin neapărat de artă. Care, tocmai asta e și da, tendința dar care actuală. Pot să înfrumuseteze, sigur, da. Privirea, ambientul să fie... Și sunt tot felul de expoziții care sunt fie colective, fie de grup, la care noi participăm, fac parte din două asociații, Asociația Artiștilor Plastici Romuladia și Asociația Prezent, despre care s-a mai dezbătut. Cu armoniile și... cromatice. Da. Deci două asociații, amândouă profilate pe artă plastică. Da, da, da. Și atunci aveți posibilitatea să faceți prezență și în anumite expoziții colective care se realizează. Da, colective au fost chiar foarte multe, cam vreo 50 până acum. Deci 50. Sunt destul. O, stați să notăm. 50 de expoziții. Și mai avem participări în afară. Plus expoziții personale. Personale, mai sunt expoziții la care participăm în afară, de exemplu la Iași sau am mai fost la Brăila, expoziție de artă naivă. Deci sunt mai multe paliere pe care... Cu lucrări sau online l-ați participat? Online. Online, asta este, da. Că... Cu lucrări am participat la Bruxelles la o expoziție organizată de Facultatea de Artă cu masteranzii care au terminat, alumnii care au terminat odată cu încheierea masteratului și am avut acolo o expoziție mai de anvergură. Au fost niște
imagini cu... Așa, și lucrările au rămas la Bruxelles? Nu, au venit înapoi. Au venit înapoi, dar au fost expuse acolo la Parlamentul European. Menționarea expoziției, foarte, foarte frumoasă această deschidere și chiar sunteți în punctul acesta de, așa vă văd, într-un punct de interculturalitate, se intersectează și foarte multe arte, foarte multe tehnici. Până și în tehnica de ceramică aveți mai multe formule de expresie artistică, apoi e vorba și de arta plastică, e vorba și de sculptură, e vorba și să fii curatorul unor expoziții mari de referință și să fii specialist în istorie, deci om care știe exact cam ce se poate face. Aici avem o carte care e lucrarea dumneavoastră de doctorat, Cultul cavalerilor danubieni, și să știți că sună foarte bine. Chiar și în secolul nostru, ideea de cavaleri, mai ales cavaleri danubieni, da, ăștia sunt de-ai noștri, de pe teritoriul nostru. Ia să le aflăm ceva din istoria lor. Da, este o lucrare de doctorat care a apărut după 10 ani după ce am terminat doctoratul. Au fost așa niște contexte mai complexe, adică 10 ani după ce ați luat diploma. Da, a apărut la editura Mega anul trecut, anul 2023. Asta în Timișoara? Nu, la Cluj. La Cluj. La Cluj, ambele sunt... Sunt cele două lucrări. Da, da. Foarte... Perpetuarea cultului cavalerilor danubieni. Trebuie să-i cunoaștem ceva, să cunoaștem ceva din istoria acestui cult al cavalerilor danubieni. Vă rugăm să ne este un cult un cult antic care a fost specific pentru această zonă. Poate țin de tradiția zonei, așa e? Danubieni, dar da, și de, la, au fost și la s-a noi. S-a dezvoltat la nord și la sud de Dunăre, așa cum spune și deci, denumirea. Da. Cu o dezvoltare deosebită în zona fostei dacii. A fostei dacii, da? Da, mai ales în zona noastră, dar nu numai. Care era țelul și specificul de acțiune acestor cavaleri? Când auzim de cavaleri, nu ne imaginăm decât coifuri, spade, lupte. Despre ce e vorba? Da, este un cult sincretic foarte complex, cu influențe din foarte multe culte ale antichității, dar ideea care se desprinde din această poveste a cultului este vorba de fapt despre lupta dintre bine și rău, echilibru dintre cele două și echilibru dintre principiul feminin, pentru că întotdeauna în acest deci context apare o zeiță. Care luptau pentru echilibru, pot spune așa ceva, că putem niște cavaleri putem să interpretăm de ce, pentru că era un cult răspândit în mediul militar al provinciei și în zonele în care au existat castre romane. Și atunci, bine, noi putem merge puțin mai departe și putem interpreta. Fantezia putem merge, da? Ce spun documentele despre acest cult al danubienilor? Documentele spun că a fost un cult autohton. Religios, oarecum religios? Clar că da, dar nu putem spune de documente. Aici documentele sunt sub o altă natură, adică este vorba de tăblițe, fie din piatră, fie din teracotă. Ce menționează aceste tăblițe despre cultul danubienilor? Doar imagini. Doar imagini? Dar, în mai multe registre. Activitatea lor, religioasă, dar ce făceau când... Sper că nu erau implicați în cruciade, dacă era religioasă. Nu, cruciadele vin mult mai târziu. Da, mai târziu. Da, este deci... un cult antic care probabil că ține legătura, adică ține echilibrul ăsta între bine și rău, întotdeauna cu triumful binelui în lume și ajută militarii, ajută soldații în viața lor de zi cu zi și în toate aceste lupte și complexe. Era un ordin militare, cavaleresc, probabil. Probabil că da. Încă se mai discută pe tema aceasta și sunt păreri pro și contra. De unde începe istoria lor? Cum au fost descoperiți? Prin săpăturile arheologice. Prin săpături arheologice, sigur că da. Și prin tăblițe, da? Da, există tăblițe de mari dimensiuni, există stele, chiar putem să spunem ca sub forma unui altar, adică puteau să existe chiar într-un templu al acestor cavaleri, dar nu s-a descoperit astfel de templu așa încă.
Dar în general sunt de mici dimensiuni, din teracotă, din piatră, din marmură. La un moment dat, în perioada de sfârșit a cultului secolul III, vorbim de medalioane din plumb, da, care erau de mici dimensiuni. Scria ceva? În ce limbă să scrie? Nu, nimic? Nu, doar imagini? Doar imagini și doar cred că 2 sau 3 piese au fost descoperite cu inscripții și atât, dar nici acelea nu sunt chiar clare. Clare, dar adică nu indică numele lor. Reprezentau un cavaler Sunt mai multe etape ale cultului. Vorbim de prima etapă a cultului, când apare un singur cavaler însoțit de un câine, calul în galop, care o ucide un, să zicem, un inamic care se află sub copitele calului. După aceea cultul se complică tot mai mult și devine mai complex și avem mai multe registre în care apar 2 cavaleri afrontați, în mijlocul lor este o zeiță care se pare că este elementul central al cultului. Și mai multe registre în care avem zona celestă, cu sol, luna, e foarte complicat cultul, apare Nemesis, sunt mai multe zeițe, da, este care apar în perioada precreștină. Da, 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 sigur, dar se pare că acest cult a fost preluat în cultura populară, cel puțin în prima etapă a lui, sub forma unui singur cavaler, pentru că noi avem pe Sfântul Gheorghe în cultura populară. Da, da, deja și în creștinismul popular, da. Nu are nimic cu precreștinismul. Păi nu are, dar noi știm că a existat un creștinism popular pentru a aduce populația aceasta autohtonă pe calea romanizării și pe calea, da, religiei creștine. Ei au lăsat un pic populația autohtonă, dacă să interpreteze religia bine, creștină. Deși aici avem o întreagă carte și istorie a lor, acestor cavaleri danubieni, ei sunt totuși, existența lor este totuși învăluită în E adevărat, mister, dar ca să vă dau așa un exemplu, la un moment dat undeva pe teritoriul fostei Tracii, respectiv cred că Moesia Inferior, da, s-a descoperit o tăbliță cu acest cavaler, un singur cavaler în galop, și persoana respectivă a luat-o și a pus-o în biserică, că a zis că este Sfântul Gheorghe. Deci atât de tradiția apropiată este niște iconografia celor doi, încât omul a crezut că este vorba de Sfântul Gheorghe, Gheorghe, și a luat-o și a pus-o în biserică. Da. Deci, practic, istoria lor s-a conturat doar din elementele arheologice, da, găsite, da, da, fără nimic adăugit și adăugat. Și în comparație cu alte culte. Nu se cu studiază decât de istorici, de obicei. Da. Se aude mai rar de cavalerii danubieni, auzim de alți cavaleri. Și faptul că există preocupare și pentru așa ceva e un lucru extraordinar de interesant. Aveți aici diverse cataloage care aș spune că sunt artă la modul superlativ. Asta este un catalog cu icoane pe sticlă din Banat. Probabil totul e organizat tot pe etape, perioade istorice și aici are cuvânt de spus specialistul, pentru că în icoane pe sticlă există istorii și istorii, documente și documente și acest catalog a fost făcut cu prilejul unei expoziții? A fost lansat în cadrul unei expoziții tot de icoane bănățene. Noi în fiecare an de Paște facem o expoziție dedicată acestui sărbători. Da. Și de unde ați luat icoanele? De la Muzeul Mare? Este, sau nu, este colecția Muzeului Satului Bănățean. Avem o colecție impresionantă. Pe aia voiam să 270 remarcăm de icoane, dintre care deci, o mare luăm parte încet. Da. Aveți o colecție de icoane pe sticlă, bineînțeles vechi, bineînțeles din perioade diferite, bine delimitate. 70? Nu, în general secolul 19 sunt icoanele. Nu, avem 270 de icoane, fie pe sticlă, fie pe lemn, dar majoritatea sunt transilvanene, dar avem cam 51 de icoane pe din sticlă zona bănățene. Banatului? Da, da, da. Astea sunt valori ale unei expresii speciale
a unei vieți din Banat, așa că sigur sunt bine conservate. Când este cazul, se face o expoziție cu ele. Da, și noi încercăm să valorificăm această colecție. Sunt valori și valori, sigur că da. De la domnii cavaleri danubieni, nu aveți nimic în muzeu? Nu, pentru că nu este muzeu de etnografie, dar este la Muzeul Banatului. La Muzeul Național Banatului al Banatului. Avem, deci, câteva tăblițe. Deci, dragi telespectatori, dacă mergeți la Muzeul Banatului și vreți povești cu cavalerii danubieni, să vă imaginați, puteți porni imaginativ de la, să faceți o poveste, pornind de la elementele de arheologie care sunt expuse la Muzeul Banatului, dar găsiți, iată, și cărți care fac un excurs interesant științific în existența acestor cavaleri, ne place să-i credem, grozavi. Pictura naivă din Banat ține, sigur, tot de specificul satului bănățean. Pictura naivă din Banat are multe trimiteri. Îl avem pe renumitul pictor Cristea. Aveți lucrări la... Sunt lucrările lui. Toate sunt lucrările, da, lui. Da, avem aici o colecție semnată Viorel Cristea. Aveți colecție Cristea, completă. 29 de lucrări. De lucrări ale lui, da, colecționate de Muzeul Banatului. Achiziționate. Achiziționate. Când a fost achiziționate? Acum anul îmi scapă, cred că a fost anul, în mai multe etape, spre această, sfârșitul vieții lui, când da, a avut tip probleme. Acest tip de artă, artă naivă, da, a fost valorizată chiar în timpul pictorului. Da, timpul, da, vieții. Da, în timpul, deci, vieții a fost realizată. În, da, timpul vieții, da, da, da. Astăzi, arta naivă, bănățeană și arta naivă în general, cam ce statut mai are? Mai există sau din ce în ce mai rar? Cred că da, din ce în ce mai rar. Având în vedere mă că meșteșugurile, da, de valoare. În Banat nu cunosc astăzi pe cineva care să mai lucreze de anvergura lui Viorel Cristea, adică el a avut sute de lucrări. Însă există încercări, așa cum există realizări în ceea ce privește icoana pe sticlă. Normal. Avem tocmai aici un catalog al domnului Munteanu, meșter popular, Nicolae Munteanu, acesta pe albastru, da? Care el nu este din Banat, este adoptat de Banat pentru că s-a mutat într-o localitate apropiată de Timișoara, dar el este din zona Alba și realizează icoană transilvaniană, dar realizează și icoană bănățeană. Și icoană mai bănățeană. Nou lucrează pe partea asta de icoană bănățeană. Un colorit amețitor în aceste icoane pe care le prezintă dumnealui, dar pe de al totodată este vorba de o artă, o meticulozitate extraordinară. Nu putem focaliza cu exactitate să vedeți măcar una dintre aceste imagini care produc într-adevăr admirație și cred că nu mai putem vorbi parcă de artă naivă. Aici merg spre profesionalizarea. Domnul Munteanu este și tezaur uman viu, abordează tehnici diferite pentru că lucrează pe diferite suporturi, folosește așa chiar materiale reciclate, ceea ce este o absolut modern, modernă. Da. Dar uitați cât dar și icoane pe sticlă care sunt majoritare. Culori. Și aveți lucrările la fel în muzeul nu, satului. Dar vine în fiecare an la Târgul Meșterilor Populari, care se organizează în și septembrie. Și nu ați achiziționat lucrări? Avem câteva, dar câteva nu... Câteva lucrări achiziționate care intră iarăși tot la capitolul, zicem, da, artă, da, naivă. Nu o colecție în sine. Nu e o colecție, da, în sine, da, dar având în vedere întrebarea că s-a perpetuat, că încă mai există preocupări în această epocă a tehnicizării, a inteligenței artificiale. Mai există oameni care merg pe artă naivă și o fac tot cu profesionalism. Practic, leagă niște epoci, nu?
Și având în vedere că să mai ai pictură de acest avem un catalog fel. Al domnului Munteanu, asta contează foarte mult pentru că rămâne pentru generațiile viitoare acest catalog cu o mare parte din lucrările dânsului. O mare parte din lucrări, iar lucrările în parte sunt și la Muzeul satului Bănățean. E clar că în secția pe care o conduceți, secția expozițională, sunt expoziții foarte diverse. Este o fastozitate acolo, fastozitate de informații, de culori, de obiecte care reprezintă epoci și repere, epoci și repere culturale, repere istorice. Nu putem să spunem că nu se păstrează tradiția, că nu este respectată, că nu este valorificată și că nu este păstrată. E totodată o sursă de inspirație pentru tinerii artiști. Aveți, cum să spun, relaționare cu publicul interesat, nu doar publicul trecător, publicul acesta care devine specializat. Sigur că da. Și nu neapărat, studenții, am colaborat și în cadrul acestei expoziții. Ei implicați. Am colaborat cu studenții, și cu domnul profesor Zăgrean. Adică studenții au venit, au propus împreună cu domnul profesor designul acestei expoziții. Noi am ales din mai multe oferte de design ale acestei expoziții care mi s-a părut nouă cea mai interesantă, cea mai spectaculoasă, cea mai adecvată pentru ceea ce vrem să expunem și am lucrat îndeaproape cu studenții de la Facultatea de Artă, de la secția de design. Cel mai benefic lucru posibil. Pe de altă parte, lucrăm tot timpul cu asociații culturale. Chiar și la o expoziție dedicată sărbătorii de Paște am avut un grup de copii de la o anumită asociație care se ocupă de copii cu probleme familiale care sunt în plasament. Au venit și au desfășurat face parte din terapie, arta. Au venit și au desfășurat ateliere demonstrative sau creative împreună cu domnul Munteanu, meșterul nostru popular. La Muzeul Satului Bănățean. Deci am făcut această expoziție interactivă. Foarte interesant. Interactive, ateliere artistice. Imaginile se desfășoară. Sunt imagini și din prima parte a expoziției în care am lansat acest catalog de icoană la care am alăturat expoziția noastră de icoană bănățeană și în a doua parte a acestei expoziții dedicată sărbătorii de Paște am avut o lansare de alt catalog cu foarte interesant o artistă care lucrează pe condeiază ouă, dar nu într-o tehnică neapărat tradițională, este vorba de această expoziție. În esență, ne-ați creat, ne-ați conturat o imagine a Muzeului Satului Bănățean cât se poate de... Aici îl avem pe meșterul Munteanu. Interesantă în imagine și ideea de tradiție, nu? Iată și grupul de copii cu care și am urmarea, realizat. Da, tradiție și urmașii acestea și oameni care pot să îi învețe pe tineri, pe elevi, cam ce înseamnă o moștenire spirituală, un fel de emblemă spirituală, pentru că și costumul popular își are povestea lui cu expresivitatea sa, cu precizarea epocii, cu atitudine în fața unor evenimente majore, cum ați spus că ați organizat anotimpurile practic ale vieții în existența rurală. Această iată și catalogul preocupare despre care vorbim. De a păstra tradiția, cred că e chiar menirea dumneavoastră, ca specialist, vorbesc ca și profesionist în domeniu, dar și menirea satului Bănățean, frumoasă menire pe care o duc mai departe specialiști, pentru că sunteți acolo doar specialiști și nu foarte mulți, dar există preocupare, există perseverență, există știință,
Există implicare intelectuală și implicare artistică. Asta e foarte important. Pentru că lucrați pe atâtea paliere ale artei. Pot să vă întreb, poate e de ajutor cuiva, ce rol are arta în societate, vorbesc, nu pentru dumneavoastră personal, acolo ghicim, ne dăm seama ce înseamnă. Sigur că are un rol deosebit, adică în momentul în care ajungi să creezi, deja ai ajuns să... Dacă la... sunteți bună să vorbiți mai, da, în, mai tare, că nu se da, aude. În momentul în care ajungi să creezi, ai ajuns deja la nivelul tău maxim de dezvoltare intelectuală, da, și spirituală. Pentru că noi știm că există o piramidă a trebuințelor. Când le rezolvi pe celelalte, abia atunci ajungi în vârf și începi să creezi. În momentul în care creezi, deja lucrurile stau altfel. Și cred că este un lucru minunat să-ți găsești o nișă în care poți să faci niște lucruri care să te definească pe tine și să spună dar ceva despre societate, tine. Dar pentru societate, într-adevăr, este o dată pentru legătura societate, cu tradiția. Nu putem trăi fără artă, adică am trăit degeaba, cred că. Da? Da. Frumos spus. Cred că am trăit, dar n-am trăit. Este un inventator în tehnică, vă va răspunde la fel. Că fără tehnică și fără... Da, dar e tot o creație și tehnică. Adică, până la urmă, suntem toți niște mici creatori în vari domenii. Da, că este sigur. Artă, că este tehnică, că este altceva. Și tehnica este creativitate, da, și arta este creativitate. Și toate adunate fac acei pași înainte, necesari, obligatorii pentru existența unei societăți. Sigur, se poate afirma că arta de orice fel, muzică, literatură, pictură, ceramică, pictură naivă, artă populară, mă rog, în costume și așa, în transmitere, să spunem, a vivacității dansante de-a lungul vremii, toate acestea aduc un plus. Un plus pentru existența unei societăți, a societății în general, la noi iarăși în special. Se știe că fiecare popor se laudă cu emblemele sale spirituale. Și Muzeul Satului Bănățean vine să certifice lucrul acesta, dar și să-l placeze în spațiu și timp, mai ales în timp. Costumul acela popular care tocmai a fost, foarte spectaculos, din ce perioadă este? Secolul XIX. E specific? Dar nu știu la care vă referiți, ca acela, poza aceea sepia. Da, e foarte colorat, foarte bogat în modele. Pentru că aici avem mai multe tipuri de costume, aici vorbim și de alte zone chiar, aici, da, în cadrul, da, acestui... Da, sigur, se știe că e pe zone. Da, da. Aici e vorba de acest proiect, Anotimpurile Satului. Noi am fost la ediția a patra anul aceasta. Ediția a patra deja? Da, am avut, da, trei ediții în trecut. Și anul acesta o organizați, da? Anul acesta am avut-o în iunie, anul viitor nu, poate celălalt, păi an. Nu, anul acesta o anul acesta, avea în iunie. Nu, nu, a fost în 2023. A fost în 2023. Anul acesta nu va fi. Nu va fi. Dar va fi la anul, probabil. Am înțeles, da. Are și perioade de... Da, de creație, de pauză, pregătire. De creație. Înțeleg. Da, e un proiect mai amplu care constă din trei evenimente care rulează unul după altul și atunci necesită un timp mai... Timp îndelungat. Dar care ar fi aceste trei? Păi este vorba de un spectacol Noaptea de Sânziene, care se întâmplă noaptea în pădure și acolo trebuie în să pădure, ai lumini, da, trebuie să ai foarte multe elemente de pregătire înainte. Este vorba de un seminar cu instrumente muzicale pe care îl facem în fiecare an în cadrul acestui seminar și conferință cu lansare, da, de carte. Și mai avem un concert cu, adică punem în pe rol compozitori care s-au inspirat din folclorul românesc. Din folclor. Foarte deci creativ. Este un pic mai de anvergură și necesită un complex timp mai îndelungat. Complex și creativ, da.
Într-adevăr, necesită timp, organizare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru mărturiile acestea, care mai de care mai interesante, mai tentante, și să credem că a fost și un set de informații care pot fi folosite în continuare. Sigur, mult succes! Asta aveți nevoie. Aveți pasiune, aveți perseverență, aveți dorință, aveți implicare. Vă dorim să le împliniți pe toate. Stimați telespectatori, încheiem aici acest excurs prin alte vremi și alte expresivități artistice. Sunt Veronica Balaj, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.